suprafață lucrați? E puțin 1000 și ceva. 1000 și ceva de hectare. Da. Da. 100 de hectare de floare de rapiță stânga-dreapta. Aici e rapiță de peste 1,60 m înălțime. E o cultură reușită și mai am încă de făcut două tratamente la ea pentru... Ce frumos arată! Păi, aici, dacă vrei, poți să dorm, poți să... Așa, mai rar o să vedeți, vă spun eu. Dar e o cultură care îmi place, e o cultură foarte pretențioasă, o cultură care trebuie vizitată zilnic, o cultură la care trebuie să-i dai să mănânce. Să ne oprim undeva pe aici. Ce producție sperați aici? Păi dacă nu obțin 7 tone, îmi rup diploma. Pentru că 5 tone, abia cu 5 tone ne recuperăm cheltuielile, cheltuielile plus arenda și restul să-ți rămână, eu știu, încă echivalentul sau contravaloarea a 2 tone la hectar pentru a avea capacitatea de reluare a procesului de producție în toamnă pentru anul agricol următor, pentru a mai face o investiție, pentru că în agricultură, dacă ai făcut un an pauză la capitolul investiție, asta înseamnă un regres. Și atunci, în ultima vreme, după pandemie, toate utilajele și-au urmărit prețurile de la cu încă 30 până la 60%. Și atunci ne mai trebuie să mai investesc, mai apar reparații, dotări și așa mai departe. Deci minim 7 tone la hectare. Sub 7 tone la hectare înseamnă pierdere curată, înseamnă faliment. Uitați de mâncare grăului, nu? I-ați dat și îi dați în continuare. Tot timpul trebuie să-l hrănim ca să fie recunoscător și să scoatem producții frumoase la hectar. Ce folosiți? Ce îi dați ca nutriție? Arată bine, arată deci foarte extra, bine. Eu am fertilizarea de bază, care este vorba de azot, fosfor și potasiu. Eu sunt adeptul pentru ca în final să am un conținut bun de proteine și o greutate ectolitică bună cerută de către toți morarii, fac aplicarea fracționată. Adică mai vin cu încă 300 de kg de uree, total 300 de kg de uree, 100 de kg în martie, 100 de kg în aprilie, 100 de kg în mai. Deci asta ca și îngrășăminte solide pentru a întreține funcțiile de vegetație ale culturii și a, în ultima parte de viață, de activitate fiziologică, să umple bobul și bobul trebuie să fie, să aibă ce trebuie să fie dorit la panificație și în concluzie să aibă preț. Vin și cu acest azospid amino, pe care îl folosesc de 3 ani de zile cu rezultate foarte bune. În compoziția lui conține aminoacizi esențiali și îngrășăminte. Întreține alimentarea, fertilizarea plantelor pe o perioadă mai lungă de timp. Deci plus o eliberare că, lentă, foliar, da, eliberare lentă, plus că îi dă anumită o vigoare, o, cum să vă spun eu, o sănătate a plantelor de grâu în plus față de celelalte culturi. Foarte puține îngrășăminte, fie solide, fie lichide, au reacția de biuret zero. Acest îngrășământ, care este, repet, un biostimulator, reacția de biuret este zero. Poți să-l aplici și în condiții că, să zicem, după o ploaie, rouă și așa mai departe, nu apare fitotoxicitatea, spre deosebire de alte îngrășăminte care n-are rost. În special, cele solide, alea au reacția de biuret peste 1. Din cauza frigului au apărut aceste fisuri longitudinale. Aceste crăpături, noi trebuie să le cicatrizăm prin tratamente, pentru că prin aceste crăpături intră aerul care deshidratează planta. Și atunci circulația... Pot intra și bolile. Și bolile, bineînțeles. Da. Și atunci substanțele din rădăcină către frunze nu mai circulă, pentru că aici se întrerup. Și atunci florile vor fi debile, semințele vor fi mici,
masa 1000 de boabe mică și, în concluzia, producția va fi tot. Borul ajută la ramificare. Cu cât ai o plantă mai ramificată, fiecare ramificație, după cum se observă, se termină cu o inflorescență. Din inflorescență, după fecundare, apar siligvele, în interiorul cărora sunt semințele. Deci crește producția la hectar. Vreau să spun că borul este important și de nelipsit. Nu concep să nu folosesc vuxal bor la cultura de rapiță și nu numai. Deci o folosesc și la floarea soarelui și la soia, același produs. Cu rezultate pozitive, că dacă n-aș avea rezultate pozitive, nu l-aș mai folosi. De când folosiți borul ca tratament? Păi de când am început să cultiv rapiță. Adică de dar sub diferite forme. Poftiți? De foarte mult timp, înseamnă. De, eu așa, acum luat, fără să stau prea mult de gânduri, eu zic că cultura de rapiță pentru ulei, pentru semințe, cam de 20 de ani este introdusă. Tot la capitolul fitotoxicitate, mai ales la aplicarea erbicidelor, Constantin Buzatu spune că folosește pentru susținerea plantelor un biostimulator pe bază de extracte de plante alpine și alge marine, care poate fi utilizat și în cultura ecologică. Se amestecă acel erbicid cu acest amargerol, care el vine și tamponează efectul negativ prin combinația celor două, prin amestecul celor două produse, da? Nu se mai vede acea fitotoxicitate, ca și când n-ai fi erbicid la floarea. Susține planta mai departe. Stimulează imunitatea plantei. Da. Deci asta este rolul amargerolului pentru floarea soarelui. Mult succes! Vă mulțumesc! Buzatu și să venim la recoltare. La recoltare, ca să vedem rapița asta frumoasă, ne dezamăgește sau nu. A fost un an bun. Sper să mă ajute bunul Dumnezeu să nu ne dezamăgească, pentru că sunt foarte multe milioane aruncate ca și cheltuială la hectare.